come Luis Enrique. Si è detto anche contento a fine partita. Il fatto che lo Sporting si sia salvato. È aperta anche un'inchiesta su quella gara. Borghi cerca. Giovanile del Real Madrid. Adesso attenzione Andy che va in profondità, ha battuto e giallo in arrivo per Arribas. Giocare il pallone da dietro con i due difensori per Campinas. Ormai è diventato nuovamente titolare con l'infortunio di Borges che però sta tornando. Andy apre a sinistra in direzione di Jones, il secondo. Fegulì che ostacola Isma Lopez, lo fa secondo me in maniera fallosa, si gioca comunque per il vantaggio. Darindi se ne va, il camerunese ne salta due, non il terzo che è Mustafi e la mette in fallo laterale. La maglia di Ciudi Urdin per il 2011. Di tra le linee il camerunese. Sala sinistra. Dani Carvajal. Depossedata, a întârziat puțin, nu știu cu cine să paseze. Este faultat camerunezul Ndi. Și este lovitură liberă pentru Ndi, care se pare că l-a lovit pe Cristiano Ronaldo. Camerunezul accelerează și dă o pasă bună în margine la Gioni. Modric. Attacca la minge, considera arbitrul. Depossedare riuscita di de uno di tre puțini attacco al lui Chihon in această repriză. Ndi din nou între linii, Ndi pătrunde, șutează. Au de poartă. Foarte frumoasă pasă reușită de Ndi. Se repliază la timp, însă Pepe. Real. Oricum, iată, Zidane și-a făcut și-a îndeplinit încă o dată norma de 5 goluri. Isma Lopez. Aveva ancora una volta attaccato lo spazio. Ndi. Si difende da Banega. Tiene palla Ndi. Salta anche Mariano. Ndi. Minaccia l'area di rigore del Siviglia, Krikoviak senza fallo. Está mucho pero la jugada muy buena. Vuelve a jugar el Sporting, balón para Menéndez, la diagonal ahí del lateral, juega para Endi, la pide de nuevo Carlos Castro, ese balón de nuevo al centro, el remate y la parada de Wally, sensacional, queda el balón rechazado, el remate de cabeza, se marcha el Colaco Carmona. Muy bonito, trae, qué bonito, bien. Vamos a ver lo que saca de aquí Méndez, ya le tapan dos, tiene que jugar para Andy otra vez, aguanta el balón Andy, tiene a Johnny en la izquierda, vuelve a recibir ahí Johnny, va a intentar colgar ese balón, no, mete de nuevo para Andy, rápido Vallejo, el balón queda suelto, no ha salido, Andy que toca hacia atrás, vaya jugada, el taconazo atrás, ¡oh! ¡Madre mía, lo que ha hecho Andy! Carlos Castro, adelanta el Sporting, sensacional la jugada. Vallejo corta ese balón,
Tocado para Ruiz de Galarreta. Presionado Galarreta, tiene que tocar atrás para Dorca. Claro, yo creo que es lo que tiene que hacer el Sporting, ¿no? Intentar presionar, van uno más. E intentar presionar la salida de balón. Johnny, vaya taconazo de Johnny. Llega Wally. Muy atento Wally, ¿eh? Muy atento Wally, ese tipo de balones.